Bună ziua tuturor! E bine, fac și eu acest clip deoarece vreau să împărtășesc cu dumneavoastră experiența de anul acesta și să învăț o foarte bună metodă pentru a face o ceapă de calitate, un usturoi de calitate, pentru că, după cum bine știți, în ultimii ani majoritatea ți-a avut probleme cu viermele sârmă, cu mană, cu alternarioza. Ei bine, vreau să vă învăț de la bun început ce trebuie să faceți. După ce ați făcut șanțul pentru a pune arpagicul sau usturoiul, neapărat preserat înainte de a pune arpagicul, usturoiul, preserat insecticidul viermocid, care e un insecticid granulat, îl preserați, nu se diluează cu apă, după care, pe urmă, puneți arpagicul sau usturoiul și acoperiți cu pământ și nu veți mai avea probleme cu viermele sârmă sau alții dăunători care să intre pe... Mulți au pățit, dar ați găsit un vierme în interiorul la ceapă. Ei bine, dacă noi facem acest lucru, prevenim apariția la viermele sârmă sau alți dăunători. Al doilea lucru care trebuie să-l faceți, după ce ați acoperit foarte bine cu pământ și ați nivelat terenul, erbicidați cu erbicidul Pendisol. Erbicidul Pendisol să îl aplicați prin stropire pe sol, prin umectare, dar la pământul acela nu mai umblați să mai săpați, pentru că pe urmă vom pierde eficiența și veți vedea că undeva la 80% nu veți mai avea probleme cu buruiana până la recoltare. Și ca și tratament, primul tratament care să-l aplicăm la ceapă, la usturoi, cam la două frunze, aplicați un tratament cu fungicidul Combi Duo, care e un fungicid pentru a preveni și a combate mana și alternarioza, cu un lipici, un adjuvant, silit sau solvant, pentru a avea o eficiență mult mai bună la tratamentul fitosanitar, că, după cum bine știți, la ceapă, usturoi, avem nevoie de un produs care să aibă o dispersie bună pe frunză, plus un stimulant de creștere și să ajute la imunitatea plantei, Aminofed, super, plus insecticidul acaricid pentru dăunători, pentru musculițe, pentru tripși, Vertabu. Deci, primul tratament care să-l aplicați la ceapă, la usturoi, la două frunze, aplicați, o să mai repet o dată, Siulit plus Combi Duo, fungicidul, plus stimulentul de creștere, Aminofedul, plus insecticidul acaricid Vertab. Și undeva la 14 zile puteți mai repetați odată acest tratament și o să vedeți că o să țineți ceapa, usturoi, o să fie sănătos, nu o să fie atacat de dăunători, de boli și în primul rând o să avem o producție bună și o calitate foarte bună. Țineți cont că până la recoltare reziduri chimice vor dispărea, nu o să rămână reziduri chimice, adică să nu vă faceți griji în privința aceasta. Mai sunt și alte tratamente care le putem aplica, dar eu v-am prezentat unul din tratamentele și metoda care a decurs foarte, foarte bine anul acesta la clienții mei. Numai bine și sper că vă sunt de folos sfaturile mele și nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, să distribuiți acest clip și promit că cât pot eu de bine o să împărtășesc tot ce am acumulat în toți anii și cu dumneavoastră, să învățăm unii de la alții, pentru că este foarte important acest lucru. Toate cele bune!